Regulamentul cuprinde un set de reguli și măsuri care vor asigura starea de conservare favorabilă pentru toate speciile și habitatele care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a spus că a fost finalizat primul instrument care va sta la baza viitorului plan de management al Parcului Natural Delta Văcărești. În plus, este pentru prima dată când ministerul a bugetat finanțarea planului de management al deltei Văcărești, fără de care speciile valoroase de acolo nu ar fi fost niciodată cu adevărat protejate, a mai spus ministrul Costel Alexe. În acest sens, vor fi investiți 2 milioane de lei.